Bine v-am găsit, dragi tineri, dragi adolescenți! Continuăm cu consumul de droguri, consumul de alcool și de data asta aș vrea să vă provoc să vă faceți un test. Este vorba astăzi despre un test pe care tu ți-l poți face așa încât să știi dacă ești sau nu dependent. Se vorbește mult despre dependență, dar fiecare persoană care se află în situația respectivă neagă că acest lucru ar fi adevărat pentru sine. Tocmai de aceea testul spune adevărul. Asta înseamnă că te provoc la un test. Iați o foaie de hârtie, iați un pix, ascultă fiecare întrebare pe care o pun și dacă întrebarea respectivă um, cere un răspuns și răspunsul este da din partea ta, atunci notează-ți lucrul acesta pe hârtie pentru ca la sfârșitul testului să știi dacă ești sau nu, dependent. Nimeni nu va vedea ce scriu tu pe foaia ta de hârtie. Va fi doar între tine și hârtia din fața ta. Dar răspunsul va arăta adevărul. Adevărul pe care e important ca tu să-l cunoști. Cunoscând adevărul despre tine, poți lua măsuri care să te ajute să te eliberezi sau să te ajute să. Te ții la distanță în cazul în care acest lucru încă nu este adevărat pentru tine. Așadar să pornim acest test. Da? Dacă cineva răspunde cu da la cel puțin 5 dintre întrebările care urmează, deci sunt 20 de întrebări, dacă tu răspunzi cu da la 5 dintre ele, mai mult ca sigur ai o dependență. Prima întrebare, îți petreci mult timp vorbind sau gândindu-te să te droghezi? te gândești când îți vei lua doza următoare, te gândești în ce circumstanță poți să-ți administrezi acea doză, fie că este ea de alcool, fie că ea este un drog. 2. Folosești drogul singur sau când nimeni altcineva nu-l folosește? Dacă la început îl foloseai împreună cu prietenii tăi la o petrecere, acum e posibil ca acest lucru să fi devenit un obicei. Și astfel să folosești drogul și când nu mai este petrecere și când nu mai sunt prietenii tăi care să te atragă, pur și simplu a devenit ceva pentru tine atât de atractiv încât nu poți să reziști tentației. 3. Ați avut vreodată o întrerupere sau pierderi de memorie în timpul sau după utilizarea drogului? Adică a ajuns drogul respectiv să-ți afecteze creierul, memoria, gândirea? Fii atent la lucrul acesta. În ce fel, în ce momente, în ce situație a ajuns să-ți afecteze modul de gândire? 4. Păstrezi întotdeauna o rezervă suplimentară de drog pentru a nu rămâne fără el? Asta înseamnă să vrei tu să știi că ai acolo un drog la, pus la păstrare și să-ți dea lucrul ăsta un sentiment de bine pentru că știi că-l ai acolo? te face să te simți în siguranță cu ghilimele doza de drog pe care ai ascuns-o bine ca să o ai acolo la nevoie? 5. Ai nevoie de o cantitate din ce în ce mai mare de substanță pentru a te droga? Aduți aminte când ai început de cât drog aveai nevoie și aduți aminte acum. Vezi care este diferența în timp s-a înregistrat o creștere a cantității de drog pe care o consumi? Notează pe hârtie lucrul acesta. 6. Folosești mai mult drog decât ai planificat inițial? Poate că tu ți-ai făcut plan pentru o săptămână să consumi o anumită doză, dar de fapt, într-o săptămână sau într-o lună, doza este mult mai mare decât ceea ce ai inițiat tu la început. Obișnuiești să fugi de confruntarea cu realitatea și cu problemele vieții tale. Asta înseamnă în moment în care dai de greu. Te simți rău, ești trist, te simți singur, ești apăsat, dezamăgit, descurajat. Obișnuiești să apelezi la drogul tău ca să te simți bine. 8. Faci ceva pentru a introduce rapid o cantitate mare de substanță în organismul tău? Utilizarea de drog îngrijorează pe cei din familia ta? Au observat deja că se întâmplă ceva cu tine și au început să tragă semnale de alarmă că ceva nu e în ordine? Asta spune ceva despre tine și despre cât de mult drog consumi. 10. Pierzi timp la școală sau la serviciu din cauza utilizării drogului? Asta înseamnă că ai început să îți neglijezi responsabilitățile, ai început să fii mai puțin responsabil datorită acestui consum. 11. Folosești drogul dimineața? Asta înseamnă când deja te trezești primul lucru la care te gândești este doza de drog și când o vei inhala gândește-te cât de mult face parte din viața ta drogul. 12. Eviți oamenii sau locurile care nu acceptă ca tu să consumi acel drog? Îți sunt neplăcuți și pentru tine persoane neplăcute? Oamenii care nu te lasă, care nu-ți acceptă consumul de drog? Îți indisplac acești oameni? Gândește-te câți oameni ai îndepărtat din viața ta, tocmai datorită acestui consum de drog. 13. Cheltuiți mai mulți bani pe substanța pe care o consumați decât v-ați propus la început și decât îți poți permite? Asta înseamnă că ai ajuns să ceri bani de la alți oameni, să te împrumuți sau să minți și să ceri de la părinții tăi bani pentru alte lucruri, dar tu să-i folosești pentru drogul tău? 14. Folosești o substanță pentru a compensa efectele celelalte? ai ajuns să folosești un drog pentru a compensa altul. Asta înseamnă să folosești și alcool, să folosești și marihuana sau alte droguri. 15. Minți despre cât de mult drog folosești. Asta înseamnă că minimalizezi și, de fapt, nu ești sincer atunci când cineva îți cere socoteală despre drogul pe care l-ai folosit și cât de mult drog folosești? 16. Faci lucruri sub influența drogului pe care nu le-ai face niciodată când ești treaz? Ai făcut vreodată un inventar a lucrurilor făcute de tine sub influența drogurilor pe care tu le contești la alți oameni și pe care nu le-ai face niciodată dacă acel drog nu l-ai fi consumat? Te-ai gândit în ce fel acest lucru îți afectează viața? Alte întrebare. 17. Crezi că trebuie să iei drogul respectiv pentru a te distra? Ai ajuns până acolo încât distracție pentru tine să însemne drogul ăla, iar altfel viața să ți se pară plictisitoare, anostă, lipsită de sens și să ai nevoie de drog ca să simți că trăiești cu adevărat? Foarte probabil, dacă ți se întâmplă acest lucru, ești deja dependent. 18. Ați încercat să vă controlați utilizarea drogului, dar nu ți-a reușit? Gândește-te! Ți-ai propus să renunți și să constați la un moment dat că de fapt nu poți? Că faci ceva și te întorci tot acolo? Chiar dacă ți-ai propus în ziua respectivă sau în weekendul respectiv să nu consumi, te-ai trezit pur și simplu consumând drogul ăla? Înseamnă mai mult ca sigur că deja dependența s-a instalat. 19. Ți-e rușine de folosirea drogului pe care îl consumi? Ai vrea să te vadă părinții tăi consumând drogul respectiv? Ai vrea să știe cât de mult drog folosești? Ai vrea să știe oamenii pe care îi respecti despre dependența ta? Despre consumul pe care tu obișnuiești să-l ai? Și 20. Ți-ai văzut viața spirituală în declin sau dezintegrându-se din cauza folosirii acestui drog? Cum este relația ta cu Dumnezeu? Cum era relația ta cu Dumnezeu altădată? Și cum este acum? Consumul acestui drog ți-a distrus relația cu Dumnezeu? Te-a făcut să nu mai vrei să te rogi? Te-a făcut să nu mai vrei să mergi la biserică? Te-a făcut să nu mai vrei să ai de-a face cu Biblia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu oamenii care se roagă și care îl caută pe Dumnezeu? Dacă răspunzi cu da la cele mai multe din aceste întrebări, atunci mai mult ca sigur, ești deja un om dependent. Este momentul atunci ca tu să te întorci la Dumnezeu. Să strigi după ajutor. Să ceri ajutor de la Dumnezeu și să ceri ajutor de la oameni, astfel încât tu să fii liber. Mă rog pentru tine, ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și să te elibereze de orice dependență care îți face rău. Mulțumesc!